Feng Shui este o artă străveche, un ghid pentru aranjarea și decorarea spațiului în care trăim, cu scopul de a atrage energia pozitivă. Una dintre plantele cele mai adorate în această filozofie este dafinul, o plantă aromată care nu numai că îmbogățește gustul mâncărurilor, dar și energiile din jurul nostru. Introducerea dafinului în casa ta, conform principiilor Feng Shui, poate fi un pas simplu, dar puternic către o viață plină de abundență și energie pozitivă. Așadar, nu subestima puterea acestei plante aromate. Cu grijă și intenție, poate deveni un aliat de nădejde în atragerea prosperității și a vibrațiilor pozitive în locuința ta. Una dintre cele mai recomandate zone pentru a plasa frunzele de dafin este la intrarea în casă. Aceasta este considerată figura casei, locul prin care energia intră și iese. Așezăm frunzele de dafin aici nu numai că atragem energii pozitive, dar ne protejăm și casa de vibrații negative. Dafinul la intrare funcționează ca un scut protector, respingând energia negativă și atrăgând-o pe cea pozitivă. Dormitorul este sanctuarul nostru, locul unde ne refugiem pentru a ne regăsi și regenera. Plasând dafinul aici, ne asigurăm că somnul nostru este liniștit, protejat și că ne trezim plin de energie. Depozitați frunzele într-un borcan de sticlă și așezați-l pe noptieră sau pe o etajeră. Pe lângă protecția împotriva energiilor negative, dafinul aduce și energii de prosperitate și succes în viața personală. Bucătăria este inima casei și simbolizează abundența și prosperitatea. Aici, hrana se transformă, se gătește și se distribuie, fiind centrul energetic al casei. Prin adăugarea frunzelor de dafin în bucătărie, nu doar că potențăm energia pozitivă, dar atragem și abundența în viețile noastre. Pentru a maximiza efectul, plasați frunzele într-o cutie de sticlă sau într-un vas decorativ și așezați-le într-un loc vizibil, relatează redacția.ro.